Bună seara! Poate vă întrebați de ce am făcut toate aceste dezvăluiri și de ce am avut curajul să spun ceea ce cred eu că s-a stricat în România în ultimii ani și cine sunt cei care, în opinia mea, sunt vinovați. Am făcut-o pentru că deja lucrurile avansează galopant spre un fel de teroare căreia nimeni nu-i va mai putea rezista. În ultima apariție v-am prezentat mai multe date despre relațiile cu Florian Coldea și cu doamna Chioveș. Am să mă concentrez astăzi pe legătura cu Florian Coldea. La începutul lui 2010, în luna februarie, la începutul lunii februarie, am fost împreună cu familiile în Seychelles. Doar noi. Era înainte de congresul PSD și am hotărât să mergem într-o vacanță într-o insulă exotică. Am stat împreună, și se poate verifica ușor, la Hilton Seychelles Northolm Resort and Spa. Dintr-o întâmplare, am găsit acasă plicul cu facturile de la acel hotel. Am stat 10 zile și mi-aduc aminte că îl rugam să-l ajute pe Victor Ponta să câștige președinția PSD. Iar Coldea îmi spunea că Băsescu nu-l vrea pe Ponta. Diaconescu, Gioană, oricine, dar numai să nu ajungă Ponta la PSD. Știa președintele Băsescu ce știa. Dan Andronic de la evenimentul zilei poate să vă confirme că ne-am intersectat la întoarcere pe aeroportul din Istanbul. Atunci a stat de vorbă la îmbarcarea în avion și cu mine și cu Florian Coldea. Coldea s-a speriat atunci de Andronic și, deși avea bilet la business, s-a mutat la economic. Îi era frică să nu afle Băsescu cu cine a fost în excursie. N-a fost singura vacanță petrecută cu Florian Coldea. În octombrie 2012 am fost împreună cu Vasile Dâncu și cumnatul meu Cristi Anastasescu în Toscana, în Italia, unde am stat la o vilă numită Locanda de la Morosa. Iată și un document de la acea vilă cu numele noastre tipărite pe document. Fac toate aceste lucruri pentru că îmi credibilizează spusele și în felul acesta vă puteți da seama că tot ceea ce v-am prezentat este adevărat, este real și este susținut cu documente. Vă mai dau doar un exemplu de astfel de vacanță și o poză cu familiile la Disneyland, la Paris. În poză apare doamna general Dorina Coldea, soția domnului Coldea. Am vrut să vă dovedesc că tot ce am spus în această perioadă și în campania electorală este 100% adevărat. La început am crezut în ei și am crezut că vor să facă bine României și că vor să-i ajute pe oameni și că vor ca firmele românești să prospere, vor să se atragă fonduri europene, vor să construim autostrăzi, vor să muncim mai bine și să prosperăm mai bine în țara noastră. Am făcut și eu tot ce am putut să-i ajut și să fiu lângă acești oameni. I-am spus totuși la un moment dat, acum vreo 3 ani, dacă nu mă înșel, domnului Coldea, că au trecut mulți ani de când conduce România și că nu mai văd lucrurile la fel de bine cum le vedeam la început. I-am spus că este distrus capitalul românesc sistematic, că gradul de sărăcie a crescut,
că spitalele și școlile sunt într-un stadiu de degradare mult mai grav decât credem noi, că nu avem nici autostradă de la Pitești la Sibiu și nici de la Comarnic la Brașov, că am reușit în anii ăștia să gonim din țară 3 milioane de români și că am predat economia multinaționalelor. I-am spus atunci că oamenii românii, încet, încet, o să-i considere și o să-i numească vinovați pentru dezastru din ultimii 10 ani pe Coldea și pe Chioveși. Rezultatul celor 10 ani de frică și teroare a fost aducerea lui Iohannis la putere împreună cu tehnocrații lui Cioloș veniți de la Bruxelles. Iohannis este prizonierul lui Coldea și lui Chioveși. Am prezentat aceste lucruri în Parlamentul României. Îi e frică de ce dosare îi pot face doamnei Carmen Iohannis acum și mai e frică președintelui Iohannis de ce îi se va întâmpla după această perioadă de președinție. Amenințarea cu dosare penale planează chiar și asupra președintelui României. De 10 ani, Florian Coldea și Codruța Chioveși conduc fie parchetul general și DNA-ul, în cazul doamnei Chioveși, fie SRI-ul, în cazul domnului Coldea. Se sprijină reciproc și anihilează orice amenințare la adresa lor. Astăzi, zilele acestea, sfidează votul românilor. Acest lucru este imposibil de acceptat într-o democrație. Să se implice în jocul politic, să amenințe președintele unui partid, să blocheze numirea președintelui unui partid care a câștigat alegerile în funcție de prim-ministru, să exercite un terorism mediatic prin intermediul acoperiților, să tolereze influența ONG-urilor lui Soros în România și în politica românească, chestiunile acestea nu sunt de acceptat. Românii au votat și vreau să le spun ceva. Foștii mei prieteni buni, Coldea și Chioveși, au votat împotriva voastră, românii. Asta este părerea mea și cred că e părerea multora. Iohannis și PNL-ul cred că sunt ei vinovați. Eu le spun că nu. Votul de săptămânile trecute este deja un vot anti-Coldea și un vot anti-Chioveși, după 10 ani în care politicienii au plecat de la putere, dar Coldea cu Chioveși au rămas, cu dosarele lor false, cu denunțătorii lor mincinoși, cu aranjamentele lor cu judecători fricoși. Asta este ceea ce se întâmplă astăzi în România și românii au votat. Nu mai vor așa ceva. Cred și eu, ca mulți oameni, că e momentul să vă opriți. Prin aceasta am vrut să le transmit celor doi, lui Florian Coldea și Codruței Chioveși, prin aceste episoade, că nu voi ceda, că voi spune adevărul și că nu o să ezit niciodată să le spun oamenilor de ce am crezut în ei la început, ce m-a făcut să mă îndoiesc pe parcurs și de ce am ajuns astăzi să mă lupt cu ei. Iar aceste dezvăluiri pe care le-ați văzut sunt doar începutul. Am să continui cu mai multă putere.